În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul romanului și bacăului, a participat astăzi la hramul mănăstirii Giurgeni din județul Neamț. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în cinstea sărbătorii nașterii Maicii Domnului și a vorbit despre lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare a omului din păcat prin născătoarea de Dumnezeu. Dumnezeu eternizează istoria, nu o punctează sau o marchează. Deci nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare pregătită de Dumnezeu încă de la întemeirea lumii, în momentul când protopărinții noștri, Adam și Eva, au încălcat porunca de vină, iar Dumnezeu a făgăduit nașterea unei persoane cu o capacitate de conștientizare a prezentului lui Dumnezeu, mult superioare Evei cele din tâi. Este vorba de nașterea unei femei fecioare, care va avea puterea de a zdrobi capul șarpelui celui din tâi, o ființă omenească cu capacitate de stăpânire de sine superioară față de toate celelalte creaturi, cu o credință și o dispoziție spre ascultare incomensurabilă. Omenirea a trecut printr-un proces de pregătire pentru mântuire, iar nașterea Maicii Domnului este momentul când umanitatea a produs cea mai imaculată ființă din care Dumnezeu se putea naște ca om. Omenirea era într-o stare jalnică. Omul nu se putea vindeca, restaura prin sine însuși. Vindicarea trebuia să vină din afară, din altă parte. Vindecarea se datorează exclusiv doctorului și medicamentului care este el însuși. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au închinat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului din patrimoniul așezământului monahal. La final a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru Părintele Arhimandrit Antonie Jeflea, fostul stareț al Mănăstirii Giurgeni.